Salut! Vremea este încă destul de rece afară. Se pare că s-a întors iarna. Temperaturile nocturne sunt și cu zero. Așa că nu putem planta nimic în grădină. Am venit în acest interval să vedem în ce stadiu sunt răsadurile noastre de ardei și tomate. Haideți să ne uităm la ele. Aici, în prima tavă, avem ardei Capia Alexandru. Plantele au o dezvoltare bună, chiar dacă sunt puse într-un balcon neîncălzit, unde temperatura medie nu este mai mare de 10-12 grade. Dar cum afară este încă frig, oricum nu le putem transplanta, așa că vor mai rămâne aici încă cel puțin 2 săptămâni. Tava următoare este ardeiul gogoșar și celălalt tot ardei gogoșar. Și acesta are o dezvoltare bună, având în vedere condițiile de trai în care el își dezvoltă tulpina. Iar aici avem roșiile, roșii inimă de bou și roșiile pe care le-am obținut anul trecut în grădină. Iar aici avem roșii cherry. Din fiecare soi am în jur de 30-40 de fire, sunt arhi suficiente pentru grădina mea. În această perioadă am hrănit atât răsadurile de ardei cât și cele de roșii cu acest fertilizator universal organic. Am pus o măsură de aceasta la 2 litri de apă și am udat răsadurile cu această soluție odată la 7 zile. Acest fertilizator organic are un miros foarte puternic de materie organică în descompunere. Este foarte bun pentru legume, fructe și plante de interior. Modul de preparare. Se ia fertilizatorul, se pune un căpăcel din acest conținut, care are culoarea și consistența ciocolatei topite, și îl punem într-un bidon de 2 litri.
Am pus dopul. Îl agitam puțin. Și am obținut soluția noastră pentru udat. Nu am să le mai ud acum pentru că le-am udat deja în ziua de ieri. Și nu este recomandat să se fertilizeze mai des de o dată la 7 zile. Consider că este bun și util pentru dezvoltarea plantuțelor noastre, a răsadurilor de legume. Până data viitoare, aveți grijă de voi și multă sănătate!